Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou career mod nebun cu AC Milan. Continuăm desigur aici în perioada noastră de transferuri de iarnă, unde se întâmplă destul de multe lucruri. Dar înainte de toate, aș aprecia foarte mult ajutorul vostru, fraților, apăsând acel buton de like. E ușor, simplu și gratis. Pac! Și l-ai dat click pe el. Bun, hai să trecem la treabă. Știți bine că negociem în momentele actuale vânzarea lui Niang și respectiv lui Bonaventura. Încă n-au intrat cele două transferuri. Rămâne de văzut. Sper să intre într-un anumit fel, ca așa aș putea să cumpăr niște jucători super șmecheri. Și totodată vine aici o ofertă de la Atletico Madrid pentru Donnarumma. O ofertă de cât? 58 de milioane de euro. Nu, 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 nu. Adică ăsta fără 120 nu pleacă de la mine și ei nu o să fie în stare să-mi dea atâția bani. Mai degrabă nu ne pierdem timpul cu asemenea transferuri. Ce pui mei. A, da. Vine o altă ofertă pentru Donnarumma, de data aceasta de la Chelsea. Știi ce? Cu Chelsea aș negocia. Hai să vedem cu Chelsea. Totodată, vedeți că Donnarumma aș vrea să termine în acest crimă la echipa mea, deci să știți de ce voi cere așa de mult pe el. Plus că are 20 de ani, hai să fim serioși. Da, Conte din prima refuză, mă gândeam că voi pierde timpul, că eu voi cere o grămadă de bani pe el, adică pui mei 20 de ani, hai mă să fim serioși. E foarte tânăr, ar fi o păcat să-l împrumuți, adică să-l vinzi. Ok, plizare la Standard Liege. Nu, no, vedeți, ăsta, acest loan chiar îmi place. Din păcate, în loc să dau delegate, am dat negotiate. Ce mă enervează momentele astea. Bun. Așa, cum iarăși trebuie să vedem aici tâmpenile astea de negocieri legate de salarii. 60-40, știi ce accept, ok. Da, apoi să-l împrumute pe plizare acolo la standard. Nu știu dacă va juca, dar dacă va juca, va fi foarte bine pentru el. Totodată, hai să revenim la transferuri. Încă nu știm ce se întâmplă cu jucătorii ăștia la care ar trebui să le expire contractele. Cu ăștia, cu Niang și respectiv Bonaventura. Am vreau să zic că ne mai uităm la ăștia la care expiră contractele. Era vorba de El Shaarawy, de care aș avea nevoie ca rezervă și chiar mi-ar prinde bine. Plus, este iarăși acea idee foarte mișto de revenire a unui fost jucător la AC Milan. Până acum pot să spun că am dat bine cu toți. L-am adus pe Balotelli, foarte ieftin. L-am folosit, l-am jucat, mi-a fost ca și o rezervă, super tare totul. Ia vedeți, rotation, perfect. Din prima accept, vrea să fie ca rotation. Este super. Și ghiciți ce? Am făcut un profit chiar foarte mare pe Balotelli. A venit Ibra care a jucat, a dat goluri, tot. L-am dat ca și monedă de schimb, gen cât o valora? 15-10 milioane? Iarăși, foarte bine. Și ăla a fost 0 euro. Ok. Hai să negociem aici puțin cu El Shaarawy, care vrea un salar fantastic de mare. Dar din păcate, cum e jocul ăsta ciudat, nu cred că vom putea negocia respectivul salar, așa că na, mă rog, măcar încercăm un 5.000 să mai tăiem de acolo. Ba, măcar 5.000, ia că am reușit să mai tau de acolo și semnează El Shaarawy cu AC Milan. Revine micul faraon, deja nu prea mai mic, are 27 de ani, dar hai să-i zicem tot la fel. Micul faraon revine la AC Milan după o perioadă destul de lungă unde a stat la AS Roma. Bun, revine. Va reveni în vară. Și totodată, încă nu sunt decis dacă mai continuăm acest career mod încă un sezon sau nu. Mi-ați scris unii dintre voi în comentariile de mai jos și vă mulțumesc legate despre acest subiect. Poate vom mai face un vot sau ceva, dar cred că cel mai bine ar fi să... Aoleu, transfers breakdown. The Bonaventura nu dorește să plece la Sporting din cauza că nu s-au înțeles, presupun că mai mult ca sigur, la contract. Nu i-au oferit destui bani. Și Niang tocmai a fost transferat la Arsenal. Deci, oficial, de acum încolo, Niang la Arsenal. Și acum chiar am nevoie de un jucător acolo pe atac, gen winger sau ceva de genul acesta ca rezervă.
Opa, am dat din greșeală transfer, vreau să mă uit și la bugetul meu actual, cam cât avem așa ca și buget. 127 de milioane, este un buget chiar foarte sănătos, să zic așa. Ok, hai să spunem acolo pe cutrone. Ronaldo ușor-ușor o să-și revină, ceea ce mă bucură foarte mult să aud că își revine Ronaldo, că avem nevoie de el. Dar ia să vedem, deci 100 și ceva de milioane, care are un buget bun, sănătos, să-i zicem așa, și aș putea eu lua așa un winger șmecher, care să nu mă prea sâche la cap să fie în primul 11, asta ar fi mai greu. Greu, 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 greu. Cutrone să zic că este bun, e bun. Dar mie îmi trebuie un fel de winger. Salah? N-ar fi rău. Philip Anderson iarăși n-ar fi rău, mai ales că expiră contractul. Sterling, Dembele. Chiesa. Ăsta ar mai trebui să mai evolueze, dar nu știu ce să zic. Lanzini, ăștia și pe cam așa Son. Otavio, Otavio care tocmai ce s-a transferat sau loan, pardon, este loan la Beşiktaş, este împrumutat la Beşiktaş, interesant loan-ul. L-am putea lua pe Costa de la Juventus, dar nu mi se pare chiar așa bun. Bruma ar fi o idee, Carrasco ar fi o idee, Rashford așa, Lukaku, toale mari, care l-am dat la City, ce tare. Dar, băi, unde sunt ăștia de RM? RM, 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 ia e. Kingsley Coman, sau Martins, sau de ce nu Bernandeschi? Băi, pe Martins, până acum nu l-am luat. Și cred că e o bestie omul ăsta și nu l-am jucat, nu m-am, nu cred că m-am jucat veci, veci cu el și știu care viteză are, cea shooting. Eu zic că ar fi o achiziție chiar interesantă, așa, ieșit-o puțin din comun pe channel-ul meu. Hai să încercăm să luăm. Gata, e-s decis. Îl vreau pe omul ăsta, cred că va fi super șmecher. Hai să-l oferim pe Antonio. Nu vreți? Right winger. Ok, care ar fi Federico Fontana, 2 milioane. Și wow. 7-7. Ok. Zici că nici nu am dat jucător la schimb. Mai degrabă nu-l dădeam pe Fontana, la care potențial de evoluare. Nici nu știu de ce dracu l-am dat. Dar mă rog. 68. Hai mă, 68. Bun. Bun. Vedeți? El tot a ținut de 70 și ceva. Un pic m-a speriat 2 secunde. Dar ia că a acceptat. 68 de milioane plus Fontana, un jucător care o să evolueze al naibii de bine. Dar nu-i stres, că oricum nu avem noi atâta timp în career mode, mai ales dacă l-oprim să vedem cât de bine evoluează. Ia să vedem, rotation, nu ai accepta. Nu, no, vrea important. Da, mă rog, să zicem că acceptăm să fie și așa. 4 ani? Eu zic că e acceptabil 4 ani. Da, ok, să mergem mai departe. Disregard release clause. Legat de salariu, 120 și, cum să zic, 1 milion la semnătură. Ok, 115, 1.700.000, aș dăm așa. 135. Ok, 130, ce zici? 135. Ok, mai încercăm o dată. Da, de mai reușim să mai luăm un 5, un 5.000 din salar, ar fi fain. Hai, 130. Oh, nu! Wow! Îi trebuie un pic de timp de gândire la Martins. Oare acceptă oferta asta? 5.000 de euro din salar. Dar eu am un salar de 130 și ceva de mii de euro pe lună, da. Ce ia 5.000 de euro. Mă rog, o să-i dau că cere, nici nu știu ce mă stresez atâta cu aia 5.000 de euro. Doamne. E obișnuință de la Football Manager, nu mă băgați în seamă. Ok. Ia să vedem. Ok, cât vrei? 135, 1.700 pe... Da, știi ce? Hai că accept. Accept. Bun. Și așa l-am achiziționat și pe Gelson Martins, super șmecher. L-am luat aici pe Martins, care, băi, chiar aveam nevoie de acest jucător.
În sensul în care, uitați-vă aici pe banca de rezerve. Fai, prea mulți apărători, aș zice eu. Dar e la fix. E la fix că acum putem să facem asta. Îl scoatem pe cutrone, punem pe Griezmann și îl punem pe el acolo. Are viteză, are agility, balance, sprint speed, stamina 94, incredibil cât stamina are. Pentru un winger e perfect, ball control, curve, dribbling 90, shot acolo un picuț mai încet. Dar practic tot ce depinde de flair-ul lui, de viteză, de dribbling, de agility, de attack positioning, este un jucător chiar șmecher. Și cine știe, poate într-un alt career mode, când vom începe mai, să zicem, de la zero, să nu uităm să-l cumpărăm într-o zi pe omul ăsta, că eu sunt curios așa dacă îl iau eu și îl evoluez eu. Cum ar fi? Cum ar așa? Că nu știu exact cât de mult vom putea să-l testăm. Să-l testăm pe Martins în acest career mode. Totul depinde de dacă mai jucăm sau nu. Mai pe scurt. Bun. Nu vă refuza. Așa. Și ce surpriză, un alt transfer care pică. Nu ne-a putut înțelege, mai exact nu s-a putut înțelege boul ăsta, cretinul ăsta, cu echipa respectivă la salariu. Fantastic, dacă aș ști câte oferte am primit, dar văd că maxim 3 se memorează acolo, dar Dumnezeule, câte oferte am putut primi pentru Antonio Donnarumma și nici măcar una n-am reușit să o efectuez, măi. Accept oricât, ați văzut acolo, ăia mi-a oferit 800, am acceptat, 900 am acceptat, mi-a oferit o carpi, 500 de mii de euro, am zis, dă-mi puii mei, nu-mi pas, nici nu negociez cu ei, și dacă aș ști că toată lumea mi-ar oferi 800, 900 de mii pe el sau chiar și 1 milion, opa, am dat back. Deci, oricât, păi, nu-mi pasă, vreau să scap de el. Și numai nu pot să scap de el, măi, deci, fantastic. Cred că pe final nu-i mai dau contract și o să expire. Da, ce contează, că practic, cum ziceam și acum câteva secunde, se va fini, se fini. Ok, încă o oră, hai să vedem. Să vedem ce alte transferuri s-au mai întâmplat în minunata lume aici în Serie A. Cagliari, văd că au niște jucători de contract. Castro, dacă este cumva acel Castro de la Dortmund, e un transfer bun, mijlocașul. Aici, habar n-am. Kokev, habar n-am. A, nu, este Castro de la Chievo Verona. Na, atunci nu e bun Castro luat. Wellington, habar n-am. Jozic, Areola, Garcia, habar n-am. Alt Castro, bă, da, câți Castro există în lumea asta? Bastos, cred că e apărătorul Bastos. Nu-i rău, dar l-au vândut pe Icardi pentru 77 de milioane, fantastic. Gândiți-vă că Icardi a fost dat pe 77 de milioane și eu le-am dat pe Niang, cu vreo 40 și ceva, adică nu-i chiar așa departe la preț. Umtiti la Juventus, un transfer chiar bun acest Umtiti, wow. Bine, la Milan e și mai șmecher. Dar deja le știți. Napoli îl vinde pe Milic și pe Koulibaly. Deci, practic, de amă încolo, seria va fi chiar foarte chill. Adică Napoli, ea, nici nu mai există. E gata Napoli. L-a dat pe Koulibaly, cel mai bun apărător. Și totodată și pe Milic, care era atacantul lor. Ce să mai. Ia să vedem. Altceva nu văd. Nu văd așa denumiri mari sau transferuri interesante. Ia l-ai pe Ronaldo cu ce față bizară i-a făcut jocul. Dar Ronaldo este jucătorul lunii în Serie A. Vedeți? Băi, nu contează. E încă bun omul. Omul e încă bun, încă lucră, încă joacă. Așa și trebuie. Păi cum? Bun, hai să-i dăm pe ăștia afară. Așa. Am câștigat și un award de ăsta cel mai bun manager al lunii. Păi, cum să nu câștig eu un award? Super! Super, super, super! Tot ce s-a întâmplat e mișto. Transferurile făcute sunt bune. Hazard, El Shaarawy, deci în caz dacă mai jucăm încă un sezon, o să avem de jucători super fain, liberi de contract. Dar totodată acum l-am achiziționat și pe acest Martins, care cred eu că va fi o nebunie să jucăm cu el. Bun, dar voi face înapoi tactica veche, Marțial pe cam, care e super pe cam. Și Ronaldo acolo, Rodriguez, pe de altă parte, cu mare părere de rău că în realitate e un jucător bun, nu prea mișcă aici în joc. Adică, păi nu știu ce să zic despre Rodriguez. Fie în simulări, fie când joc eu, ceva nu e ok cu jucătorul ăsta. Încă nu știu exact. Poate este o chestie de acomodare? Habar nu am.
Bun, deci meci cu Juventus. El a ieșit pe Dybala, unul dintre cei mai scumpi jucători din tot jocul acesta FIFA. E mai ușor să-l cumperi pe Messi și pe Ronaldo amândoi la aceeași echipă decât să-l iei pe Dybala. Hell, cred că e mai ușor să-l iei pe Neymar. Deci chiar orice jucător îl poți cumpăra, dar pe, pe Dybala, ba. Chiar că am că stau și mă gândesc, nu știu să fi prins alt jucător mai scump ca el. Chiar nu este, adică Hazard nu e așa de scump, poți să le iei pe X, pe Y, pe Z, pe Griezmann. Fai, nici nu știu, cine mai este așa scump? Oricine, mă, oricine ți-l pot cumpăra, dar Dybala, fantastic cât poate fi de scump. Și ce golațo! Fantastic, ce gol dă aici nebunul de Higuain din minutul 5. Ne arată aici forța Juventus. Fantastic. Da, e... Da, n-am ce comenta decât că va fi un match interesant acesta. Și... parcă nu l-avem pe Donnarumma, nu l-avem, nu? Pavelescu, da. E Pavelescu în poartă, nu Donnarumma, el fiind accidentat. Dar nu putem da vina nici vina pe Pavelescu, că și el e un portar chiar foarte bun, a evoluat bine. A fost pur și simplu un gol foarte epic al lui Higuain. Ai, ai, fix în primele minute. Na, no, suntem la ea acasă totuși, hai bă să fim serioși. Să avem grijă și da, de da, de vom avea noroc și egalăm. Și după aceea să câștigăm. Păi cum, credeți că mă las așa un simplu egal cu Juventus? Da, de unde? Vreau victorie, că avem nevoie așa să avem un avans față de această echipă. Asta e echipa normal, logic, cu prima șansă la titlu. Și noi poate echipa cu a doua șansă la titlu, dar suntem o echipă faină, o echipă construită aici cu suflet și cu mulți bani, care desigur va cuceri întreaga Europa. Uite-l și pe Ronaldo, chiar că mă aștept la un gol de la șmecher și de la Ronaldo, e așa frumos, un stop, o întoarcere, shoot, go, shoot și gol, știi, obișnuință, ba, n-a fost să fie. Ai, ce frumos i-am dat-o! Și uitați-l aici, pe noul venit la echipă, Gelson Martins, cum egalează, super, bravo mă, ia ce gol frumos! Și ce jucător șmecher, chiar că acum cum îl văd mai des în tricoul Milanului, și așa pe teren tot îl văd, ia l-ai pe Milan, în Milan, aolo, trasă-ți reluarea, mă, ce bobus, ia... E așa fain a fost cum i-am pus-o la Martins, așa, la Cavani, perfect i-am pus-o cu Alaba. Ai, de ce n-au lăsat relorile? Na, mă rog, chiar că mă gândesc că și în realitate ar fi un transfer bun pentru Milan, adică nu cred că cei de la Sporting ar cere mai mult de vreo 25 de milioane pe Gelson Martins și ar fi chiar un transfer interesant pentru Milan. N-ar fi un transfer foarte scump, dar ar fi un transfer chiar foarte bun. Mai ales dacă îl vindem pe sus, o tot aud în recentele zvonuri, în realitate mă refer la Milan, că Milan ar fi interesată să-l vândă pe sus, nu bine, nu Milanul, alte echipe ar fi interesată de achiziția lui Suso și ei, nu zic nu, adică nu, omul e tânăr, are ceva potențial acolo, numai că trebuie o echipă care să-l împingă de la spate, știi, să performeze. Dar l-aș vedea pe sus așa la niște echipe bune, ia, de exemplu la un Atletico Madrid chiar că ar fi bestial sus așa să-l văd în chitul lor și tot. Sau de ce nu mai poate echipe un pic mai mici, poate o Sevilla, poate un Athletic Bilbao. Ei, v-am zis, e interesant și noi să-l aducem pe Gelson Martins, fantastic ce tare ar fi, uitați-vă la viteza lui, pac, aici așa un stop, pac, aici așa o pasă, Marțial aici o dă la Keita, frumos, înapoi, Bernandeschi, zici că-i tank, măi, zici că Ibrahimović, cum am dat de el, fantastic. Hai că ne apropiem de finalul meciului și încă este 1-1, ce drept ne luptăm aici cu Juventus, dar mă așteptam la cea mai bine, dar... Într-o formă mult mai bună a fost Juventusul în acest match și acel gol la început, știi, m-a demoralizat, m-a scos un picuț așa din atenție, știi. Ei, așa se întâmplă chiar și în realitate, știi, un gol de la în primele minute, știi, te prinde pe nepusă masă și este așa parcă ghilimele, cumva zis, șocat, ce, bă, cum dragul i-a dat așa gol și după aceea nu te mai prea regăsești în match-ul. Dar, bine că am egalat, ca noroc am egalat, dar greu de zis dacă vom și reuși să câștigăm.
Haideți să fim pozitivi, mai sunt acolo câteva minuțele și Griezmann, ai măi de natia, Rudiger, măi, cum apără, fantastic, cum apără băieții de la Juventus. În ultimele două minute intră și James Rodriguez aici pe teren. Poate el va face diferența, uite-l pe James, dar apără Szczęsny. Fantastic, apără portarul celor de la Juventus, spulmea Szczęsny, măi. Dar, practic apărarea lor o fă mai bună. Dar aici e final de meci, 1-1, mai decât să pierdem, având în vedere cât de bine a jucat Interul, mai ales la început, eu zic că bine că ne-am revenit. Posesia de partea lor, totul a fost un pic mai mult de partea lor. Deci, ei, eu nu zic că e bine, sunt mulțumit și cu atât. Și desigur, un lucru vorbind de apărare, foarte interesant este că eu încă n-am schimbat apărarea la AC Milan, dacă ați observat. E, excluzând RB-ul și LB-ul, care avem nevoie maximă de noi jucători pe LB și RB, în rest, ăștia de mijloc, Musacchio și respectiv Bonucci, fraților, nu i-am schimbat pentru că chiar sunt foarte buni, de la viteză, la strength și încă la punctele astea, 86 slide tackle, 87 standing tackle, revenind la Bonucci, 87 slide și 88 standing tackle, cred că a mai involat un punct Bonucci, că era mai bun de atât, dar na, vârsta. Dar totuși, per final, nu am cumpărat niciun CB în acest career mode, dacă ți-o zis, nici măcar un CB. Uitați-vă, niciun. Încă tot cu Romagnoli rezervă, Bareca LB, Calabria iară acolo RB, nici un CB cumpărat. Ce chestie, nu? Dar, ei, asta e, hai, aici se termină acest episod, sper că v-a plăcut transferul, sper că v-a plăcut și meciul și desigur nu uitați să dați click pe acel buton de like, mă ajută foarte mult, mai ales la moral, să mă motiveze să fac mai mult și desigur ne auzim pe data viitoare, numai bine, bye bye!